Cele mai multe dintre performanțele înscrise în cartea recordurilor sunt depășite în timp, însă există un record care a rămas neschimbat de mai bine de 40 de ani, la categoria cel mai gras om din lume. Conform mesajul.ro, este vorba despre recordul stabilit de John Brower de-a lungul vieții. Greutatea lui a fluctuat între 131 de kg și 635. Cel mai gras om din lume s-a născut în Statele Unite ale Americii. A fost obez întreaga copilărie, deși medicii și-au dat seama că are o problemă abia atunci când a început să se îngrașe cu repeziciune. La doar 12 ani cântărea 133 de kg cu circa 40 de kg mai mult decât un elefant nou născut. 10 ani mai târziu ziua mai pusese încă 50 de kilograme și avea înălțimea de 1,82 de metri. La 25 de ani avea deja aproape 320 de kilograme. La 32 de ani, bărbatul ajunsese să cântărească 442 de kilograme. Desigur, acest lucru nu avea să rămână fără consecințe. Din cauza greutății, bărbatul a dezvoltat insuficiență cardiacă și endem generalizat, o afecțiune în care corpul acumulează în exces lichid extracelular. În 1978, bărbatul a fost internat la Spitalul Universitar din Seattle din cauza insuficienței cardiace. A fost nevoie de 12 pompieri și de o targă modificată pentru a-l scoate din casă și a-l transporta la spital. Acolo a fost nevoie de 13 asistente pentru a-l pune într-un pas special, format din două paturi de spital normale. Când se afla în spital, doctorii au estimat că acesta ajunsese la 635 de kilograme. În plus, doctorul credea că 400 din cele 635 de kilograme erau rezultatul unei acumulări de lichid în exces. Șocat de dimensiunea lui, doctorul i-a impus imediat o dietă strictă, limitându-i aportul zilnic de calorii la maximum 1200. O vreme, dieta a avut succes, iar după un an, acesta a slăbit peste 420 de kilograme, ajungând la 215. La acea vreme era cea mai mare pierdere în greutate documentată vreodată, însă 4 ani mai târziu, acesta a ajuns din nou la 361 de kilograme. În ciuda dimensiunii sale și a dietelor fluctuante, viața lui era relativ normală, în contrast cu cele 635 de kilograme, soția sa cântărea puțin peste 50 de kilograme, cuplul a avut și 2 copii. Din nefericire, în urma unor complicații cauzate de obezitate, acesta a avut o viață scurtă. La aproape 42 de ani, acesta a murit din cauza unui endem. La momentul decesului, bărbatul cântărea 361 de kilograme. Totuși, moștenirea lui este încă vie, deoarece în ultimii 40 de ani, nimeni nu a reușit să îi depășească recordul.